Încep anumai această mică festivitate cu intonarea imnului de stat. Cele de o ființă de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhului Adevărului, care pretutindene ai și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Cu milință mă aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, că precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a le se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune și adobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne de reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul, revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhul lepădării de sine, pe care L-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli când ne-ai trimis în lume la propovăduire, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Oficiale acestei slujbe, în continuare se vor rosti alocuțiuni. Îl invităm la microfon pe domnul profesor Mitrofan Ionel, directorul Școlii Gimnaziale Dimitrie Cantemir Rădăuți. Preacucernici părinți, onorate autorități, stimați bucovineni, 1 decembrie este Ziua Națională a României. Cu toții știm acest lucru. 1 decembrie este Ziua Națională a României pentru că pe 1 decembrie este făurită Marea Unire. Practic, pe 1 decembrie
idealul pașoptist, idealul de câteva decenii a românilor, este pus în aplicare. Dar, practic, 1 decembrie nu reprezintă doar esența unirii. 1 decembrie este mai mult pentru noi, deoarece 1 decembrie ar putea reprezenta și speranță, 1 decembrie reprezintă sacrificiu și 1 decembrie, nu în ultimul rând, reprezintă, cum am spus și mai înainte, unire. De ce am spus că 1 decembrie reprezintă speranță? Pentru că prin toate vâltorile istorice prin care a trecut poporul român, în cele din urmă a găsit speranța, a găsit ceea ce și-a dorit și a reușit, cel puțin o dată în istorie, să fie un popor unit. Cel puțin o dată. 1 decembrie spuneam că reprezintă sacrificiu. 1 decembrie este sacrificiul tuturor soldaților români care timp de 3 ani, 1916, 1917, 1918, s-au sacrificat pentru gloria poporului român și pentru dezideratul național, unire. Când mă refer la soldații români, mă refer la întreaga societate românească, pentru că soldații români din primul război mondial au fost atât din talpa țării, țărani, orășeni, dar au făcut parte și din alte structuri sociale. Acești soldați români au participat la războiul de întregire națională și poate memorabile sunt pentru toți luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz, remarcabile victorii care, sub deviza pe aici nu se trece, au arătat marilor puteri centrale, conduse de generalul von Mackensen, că, într-adevăr, România poate să reziste. Sacrificiul a fost dat și de generalii armatei române, care, în condiții vitrege, mă refer cu moralul soldaților la pământ, după ce, la sfârșitul anului 1916, s-a pierdut cea mai mare parte a țării, trebuie să găsească strategia militară, astfel încât ființa națională să nu fie pierdută. Sacrificiul a fost dat și de politicienii de atunci. Pentru că, dacă ne referim la Ionel Brătianu, renunță de bunăvoie, în interesul României, la guvern. Iar dacă vorbim de Alexandru Marghiloman, el este cel care, prin actul semnat în 1918, mă refer la acea pace rușinoasă, preferă mai degrabă să păstreze statul național și să iasă din istorie, poate cumva nedrept. Și spun lucrul acesta pentru că între cei doi lideri, Ionel Brăteanu și Alexandru Marghiloman, era o înțelegere astfel încât să găsească modalitatea, pe de o parte, de a ieși din război, dar pe de altă parte să identifice o nouă șansă de unire. Și într-adevăr aceasta a venit. Sacrificiul poate fi mult mai palpabil pentru noi, deoarece în cimitirul municipal din Rădăuț se află un erou al primului război mondial, cel puțin un erou de care știm și cu care ne mândrim. Un erou la nivel, am putea să spunem, înalt. Este vorba de Vasile Niculescu, pilotul care, în iarna anului 1918, pornește din Bacău pentru a duce mesajul și documentele Unirii în Transilvania. Ați putea să spuneți că, bine, era treaba lui să facă lucrul acesta, dar Vasile Niculescu pornește atunci, într-o iarnă geroasă, cu un avion rudimentar, fără carlingă, la o temperatură de minus 30 de grade, traversând Carpații. Cred că este sacrificiu și acesta. Sacrificiul a fost plătit și de familia regală, pentru că Regina Maria, rămasă în istorie sub numele de Mama Răniților,
în toată perioada primului război mondial a avut grijă să ridice moralul soldaților români și să îngrijească soldații români care au fost răniți în luptele din 1916, 17 și 18. Dar poate sacrificiul cel mai mare este plătit de rege. Pentru că regele nu acceptă acea pace umilitoare, este presat de familia lui din Germania să o semneze, nu o semnează, iar pentru a se făuri Marea Unire, el, regele Ferdinand, hotărăște să, bineînțeles, în acord cu populația, hotărăște să intre din nou în război, declarând de data aceasta război patriei sale, Germania. În felul acesta, dacă ne vom uita în arbore genealogic al familiei Hohenzoller, din care face parte regele Ferdinand, el este șters pentru acest mare fapt istoric. Mare fapt istoric pentru noi, pentru români. Cu alte cuvinte, de la vlădică la opincă, tot poporul român și-a dat tributul atât cât a putut și atât cât s-a putut pentru înfăptuirea acestui mare ideal național. Pentru că unirea produsă pe 1 decembrie 1918 a fost practic vârful acestui proiect de țară. Dar anul 1918 a fost început cu unirea Basarabiei, a fost continuat cu unirea Bucovinei și încheiat cu unirea Transilvaniei. Și tocmai de aceea, 1 decembrie nu reprezintă doar unirea Transilvaniei cu România, ci reprezintă făurirea României mari. Spuneam că 1 decembrie reprezintă unirea. Reprezintă unirea noastră a tuturor. 1 decembrie, prin faptul acesta, nu este doar ziua națională a României, ci am putea să spunem că 1 decembrie este ziua tuturor cetățenilor care se simt români. Am putea să spunem că 1 decembrie este și ziua noastră. Prin urmare, aș vrea să închei cu salutul tradițional. La mulți ani români, la mulți ani România. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor! Ni se adresează în continuare părintele Ionuț Isopescu de la parohia Sfântul Ilie. Stimate domnule primar, onorate oficialități, iubiți credincioși, anul acesta s-a potrivit ca Ziua Națională a României să fie sărbătorită în zi de duminică, când prăznuim și Ziua Învierii Domnului. Și iată, marcăm prin această îndoită sărbătoare 106 ani de când poporul român a înviat din proprie cenușă. În cartea Apocalipsei, la capitolul 21, versetul 24, ni se spune că în cetatea cea sfântă, în noul Ierusalim, neamurile vor umbla în lumina lui, a noului Ierusalim, iar împărații pământului vor veni și se vor închina lui Dumnezeu. Astăzi, neamul nostru, noi toți, aducem slavă lui Dumnezeu pentru că în momentul acela atât de important, ne-a ajutat Tatăl Cel Ceresc să ne unim într-o singură țară pe care o dorim ocrotită de Dumnezeu și prosperă în continuare. Referitor la unirea cea mare, care s-a realizat la 1 decembrie 1918, fiii cei buni ai neamului nostru au rostit cuvinte pe care ne este greu nouă să le punem în practică. În acest sens, referindu-se la această zi măreață, în rugăciunea pe care a rostit-o la Alba Iulia, viitorul patriarh Miron Cristea spunea așa: Doamne, Tu ai văzut că noi eram ca floarea în brumă și a plecat înspre pământ era sufletul nostru, dar din această stare ne-ai izbăvit și ne-ai unit. Prin aceste cuvinte aducea Mitropolitul slavă lui Dumnezeu, așa cum am făcut și noi astăzi
începând această manifestare prin slujba de Tedeum. În legătură cu Marea Unire s-au rostit multe cuvinte de aur. De pildă, scriitorul Iona Gârbiceanul, în novela Singurătate, într-un dialog metaforic cu țara întregită, spunea așa: Tu știi de câte vreme am dorit să te văd așa, cu toate lanțurile sfărâmate, să te bucuri de frumusețea ta. Codrii tăi, câmpiile tale, munții tăi, toate îngrăiesc despre marea ta fericire, patria mea. Nu ești pământ mort, ci ești suflet viu, care te bucuri de libertatea ce ți s-a dăruit. Dar ce văd în jurul meu? Din păcate văd în jurul tău că e larmă. Oamenii strigă, nu se împacă și tu, veșnica frumusețe, ești lăsată la o parte. În finalul scurtei mele intervenții, îl rog împreună cu dumneavoastră pe Dumnezeu să pună pace în lume și să sădească Duhul Păcii în acele suflete care nu doresc pacea, să poarte de grijă de țara noastră frumoasă și tuturor să ne dăruiască Duhul Păcii și al unității, pentru că, după cuvântul psalmistului, acolo unde este unire, acolo a poruncit Domnul viața de veci. Astăzi, într-un veac în care cultura individualismului și a dezbinării oamenilor sunt hrănite printr-o mulțime de mijloace, îl rugăm pe Dumnezeu să păstreze și să sporească unitatea neamului nostru românesc, pentru ca în același cuget și cu o singură simțire să aducem prinosul nostru de mulțumire și de doxologie la tronul Preasfintei Trăimi. La mulți ani, România, la mulți ani, români de pretutindeni! Mulțumim, Părintele Iisus Pescu, pentru cuvintele emoționate pe care le-a rostit și rugăm pe domnul primar reales al municipiului Rădăuț, domnul Loichin Bogdan Andrei. Preacucernici părinți, Sfinția voastră, Părinte Stareț al Mănăstirii Bogdana, stimați reprezentanți ai instituțiilor fundamentale ale statului român, dragi invitați, stimați români de pretutindeni, am spus de atâtea ori, atâtea intervenții am avut la microfon de Ziua Națională, încât astăzi vin cu rugăminte la dumneavoastră să mă înțelegeți că, fiind o zi deosebită, dar în același timp, fiind o zi în care se desfășoară un proces de vot, nu vreau să intervin cu absolut nimic mai mult decât să fac niște urări, după care să mă retrag. Așadar, urez lumii pace, urez României să se facă bine și urez tuturor românilor să fie uniți. La mulți ani, România, la mulți ani de ajun. Mulțumim, domnule primar! Ceremonia noastră va continua cu depuneri de coroane pe imnul eroilor.
continuare vor depune coroane reprezentanților instituțiilor de apărare și ordine publică, Poliția Municipiului Rădăuți, Detașamentul de Jandarmi, Inspectoratul General pentru Imigrări și Poliția de Frontieră. Națională Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, sucursala Rădăuți. Organizația locală a Partidului Național Liberal Rădăuți. Organizația locală a Partidului Social Democrat. Democrat. Regina Elisabeta Rădăuți. Rădăuți.
preoți. Să încheie cu intonarea imnului național, iar o altă echipă se va deplasa în cimitirul municipal, unde se va depune coroane la monumentul eroilor și la monumentul lui eroilor creator Vasile Niculescu. La mulți ani România, la mulți ani România.